Doamnelor și domnilor, acesta este mersul treburilor. Săptămâna trecută, Ilie Năstase a pierdut în două seturi penale meciul cu poliția după ce a fost prins conducând beat și, puțin mai târziu, conducând fără permis. Rupe mâna! Poftiți? Rupe mâna! Surse din cadrul poliției declară că Ilie Năstase se afla în pragul comei alcoolice, ceea ce este foarte diferită de starea lui naturală, coma intelectuală. Fostul penismen a fost recalcitrant și dificil cu polițiștii și a cerut tratament preferențial pe motiv că sunt celebru, scoadem cătușele. O mare parte din opinia publică susține că Ilie ar trebui menajat pentru că, la un moment dat, a fost bun la passing shot, lob și backhand. Because it's my job. It's fucking each job. You don't have a job, you're stupid. Restul opiniei publice, care susține că ar trebui să fim cu toții egali în fața legii, indiferent de palmares, are dreptate. Nu regret nimic și pot să mă trimită și în închisoare dacă vor, nu-mi pasă. Pentru că, dacă Năstase poate conduce beat doar pentru că a poncnit bine niște mingi pufoase acum 40 de ani, înseamnă că Simona Halep, care este locul 1 mondial chiar acum, în timp ce filmez asta, ar trebui să poată înjunghia fără stres chelnerii care aduc Pepsi în loc de cola. Așadar, lăsați-l pe Nesty să-și plătească amenda și să meargă cu autobuzul, așa cum ar trebui să facă orice bătrânel de 71 de ani. Apropo, Ilie Năstase a primit porecla de nasty pentru că era agresiv și răutăcios pe teren. Dar dacă e ok și acceptabil să fii nasty cu arbitrii și cu adversarii, nu este deloc ok să fii nasty cu polițiștii care te-au tras pe dreapta pentru că erai beat pulbere. În cazul lui Năstase, beat zgură. Asta e ca și cum, doar pentru că te-ai obișnuit să faci sex anal cu iubita, ai avea pretenția să faci sex anal și cu verișoarele iubitei. La 40 de ani după ce v-ați despărțit. Vrei să-ți iau să te spar cu spart fața? Vrei să-ți spar fața? Da. Ilie Năstase este o comoară națională și ar trebui tratat ca o comoară națională. Deci să-l ținem într-o vitrină, sau la muzeu, sau la ruș, sau îngropat pe o insulă pustie. Oriunde, dar nu beat la volan. Da, așa, domnul senator. Așa ca să nu... Cum vă nu aveți voie să consumați băutura alcoolică la volan, să știți. Ok, gluma asta a fost chiar nasty, dar am voie să o fac pentru că sunt o comoară județeană. În clasa 10 am luat locul 2 la Olimpiada de engleză, faza pe județ. Uscăm pune cătușele. Asta nu înseamnă că pare să... 500, Ilie Năstase a ocupat locul 1 mondial la tenis în urmă cu 45 de ani. Acum nu mai ocupă decât prima pagină a tabloidelor. Apropo, pe ce considerente a fost Ilie Năstase înaintat în gradul de general? Pentru că e bun la rachete? Pe domeniul public. Tu te morți în motiv, pe domeniul public. Tu te morți în motiv. În concluzie, ar trebui să înțelegem cu toții că, din punct de vedere legal, Ilie Năstase ar trebui tratat ca orice alt cetățean. Ca Justin Bieber, de exemplu. Justin, are you aware that your license expired over 6 months ago? În 2014, Justin Bieber a fost arestat pentru exact același lucru. Conducea beat, fără permis, la 4 dimineața, iar atunci când a fost oprit de polițiști, i-a înjurat pe aceștia cu zgura mătii și a fost recalcitrant. The total bond would be $2,500. Diferența este că Justin Bieber nu a încercat să sune miniștri și secretari de stat la 5 dimineața ca să scape. Și avea 19 ani, nu 71. Așadar, dacă Justin Bieber poate petrece o noapte în arest și plăti o amendă, poate și Ilie Năstase. Doar nu o fi Ilie Năstase mai presus de Justin Bieber. În rest, despre morți de beți, numai de bine.